Ziua de marți a bătut recordul de luni și devine cea mai caldă zi de pe pământ de când se fac măsurători. Și nu s-a exclus ca ziua de miercuri să se arate că a fost și mai fierbinte. Este cel mai recent dintre semnele schimbărilor climatice. Marți, temperatura medie globală a atins 17,18 grade Celsius, potrivit analizei datelor făcute de Centrul Național pentru Protecția Mediului din Statele Unite. Luni a fost de 17 grade Celsius, record care a durat doar 24 de ore. Pentru climatologi este încă o dovadă că încălzirea globală ne aduce un viitor tot mai fierbinte. Ce vedem acum este o combinație între efectul emisiilor cu efect de seră și evenimentul meteorologic El Niño din Oceanul Pacific, care influențează clima pe întreg globul. Până la începutul acestei săptămâni, cea mai călduroasă zi data din 2016, în timpul ultimului El Niño. Anul acesta s-a întors și încă nu a ajuns la apogeu, așa că foarte probabil vom vedea recordurile de temperatură căzând unul după altul vara aceasta.